puteți să ocupați locurile. Mă bucur tare mult să fiu cu dumneavoastră în această seară. Sunt prima dată în California, frumoasa California, despre care am auzit atât de multe lucruri. Și vreau să vă arăt ceva, să vă stârnesc amintiri, poate emoții. Este harta României făcută din lemn. Și aici undeva într-un colț este un punct grafat, este orașul Galați din care sunt. Am doar câteva bucăți la sfârșit pentru cei care vreți să vă amintiți de România în această formă. Am câteva disponibile. Așa că, după cum am spus, sunt din Galați, o biserică care îl iubește pe Dumnezeu și care vrea să aibă impact în zona în care Dumnezeu ne-a așezat. Vă invit în continuare să vă uitați la un video de 3 minute în care veți putea găsi câteva informații despre biserica noastră, despre zona din care vin. Haideți să privim la acest video și apoi să ne pregătim pentru cuvânt. Cine Emanuel din Galați, biserică ce a fost chemată de Dumnezeu să fie o comunitate de credincioși maturi în Hristos și cu impact în societate. Țara noastră are o populație de 19 milioane de locuitori, din care doar 2,6% sunt credincioși născuți din nou. Credincioșii evanghelici sunt în cea mai mare parte localizați în nord-vestul României, fiecare punct de pe această hartă reprezentând 1000 de credincioși. În zona de sud-est, acolo unde se găsește și orașul nostru, Galați, numărul credincioșilor este foarte mic, ceea ce face ca această zonă să fie într-o foarte mare nevoie de evangelizare. Dumnezeu ne-a ajutat să plantăm chiar în centrul orașului Biserica Creștină Emanuel. Suntem încântați să vedem ceea ce face Dumnezeu atât în biserica noastră, cât și prin ea. Județul Galați, cu o populație de 530.000 de locuitori, are doar 45 de biserici evanghelice. 150 de localități din județul nostru nu au nici măcar un credincios evanghelic. Datorită faptului că noi trăim într-o zonă unde sunt foarte puțini credincioși evanghelici, trebuie să subliniem evanghelizarea, dar imediat după aceea, în grupe mici, consolidarea, ucenicia, echiparea credincioșilor și apoi trimiterea lor în lucrare. Din biserica noastră, cu ajutorul lui Dumnezeu, în județul Galați au mai fost plantate încă 10 biserici. Vrem să vedem toată zona aceasta impactată de mesajul Evangheliei. O slujire a Bisericii Emanuel este Proveritas, care se adresează studenților și liceenilor gălățeni, un segment ce necesită programe relevante prin care să prezentăm adevărul Evangheliei într-un spațiu diferit decât cel al bisericii. Proveritas este o asociație în care se întâlnesc resursele bisericii locale și nevoile comunității de liceeni și studenți din orașul Galați. Ravi Zaharaia spunea despre această generație că este una care aude cu ochii și gândește cu sentimentele. De aceea am gândit proiecte care să răspundă nevoilor acestei generații. Ne place să mergem în licee cu mai multe proiecte. Unul dintre ele este orientare în carieră, astfel ajutându-i pe tineri să se cunoască pe ei înșiși și să-și găsească într-un mod creativ de lucru. Apoi facem prevenție împotriva traficului de ființe umane, care este o problemă capitală în orașul nostru, prevenție împotriva dependenței de droguri, de tutun și alte dependențe ale tinerilor din zilele noastre. Un alt proiect cu impact este Proveritas Music. Tineri din biserica locală îi învață pe alții cum să cânte la chitară și canto, în acest scop găsind o comunitate de tineri atrăgătoare. Cel mai nou proiect este Academia Proveritas, ce cuprinde zilnic ore de after school pentru elevii din clasele primare și săptămânal meditații la limba engleză, limba română și matematică. Suntem bucuroși să influențăm prin profesorii noștri viețile elevilor, readucând valorile creștine în procesul educației. Dorim să începem să construim parterul sanctuarului. Va fi o sală care va avea 650 de locuri, probabil cea mai mare sală publică din oraș. Viziunea noastră este să folosim această nouă sală pentru evangelizarea celor pierduți din oraș și pentru creșterea lor spirituală. În primă fază vom construi holul de la intrare sau foaierul bisericii pentru a crea un spațiu generos unde biserica să poată interacționa înainte și după slujbele publice. Vă invităm să ne fiți parteneri în lucrarea din Galați prin rugăciune, donații pentru Proveritas, donații pentru finalizarea sanctuarului Bisericii Emanuel sau pentru misiunea din sate.
Vă mulțumim pentru implicarea dumneavoastră. Și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest video. Pentru cei care poate sunteți în confuzie, eu sunt frate cu Mihai Dumitrașcu, pe care l-ați văzut în acest video. Cineva mi-a spus că a venit la biserică să-l asculte pe Mihai. Îmi pare rău. L-ați văzut un pic mai devreme în video. Dar ce vă să vă spun este că el este numărul 1 din cei 10 copii care suntem la părinți, iar eu sunt numărul 7, adică cifra perfectă. Cifra este perfectă, eu încă lucrez la asta. Haideți acum să stăm câteva clipe în cuvântul Domnului. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să discutăm despre un personaj al Vechiului Testament. De puține ori vorbim despre Eli. Este un om pe care Dumnezeu l-a așezat în Sfintele Scripturi pentru a învăța din viața lui. Aș putea să spun astăzi că Eli este un tată pentru alții. Eli este un tată pentru alții. Nu este tată bun în sensul că nu lasă o moștenire, o zestre spirituală pentru cei doi copii ai săi, Hofni și Fineas. Însă el are menirea, are scopul, este așezat să fie părintele unei națiuni, o națiune care trebuie să fie lumina popoarelor, a neamurilor. După cum ați văzut și în video, obișnuiesc să merg în licee. Am fost profesor în Galați timp de 11 ani și încă păstrez o relație bună cu mulți profesori și directori și sunt onorat să răspund invitației lor de a prezenta anumite subiecte la ore de diligenție. Și la clasele a 12 mă duc cu o provocare. Îmi încep de obicei discursul despre scopul vieții, rugându-i să facă un exercițiu de imaginație. Și anume, să își imagineze că în fața clasei, acum imaginați-vă că în fața bisericii este un sicriu, și în acel sicriu ești tu. Ok? Are cineva probleme? Nu știu care e numărul pentru ambulanță la voi aici. 911. Ok, nu cred că e cazul. Imaginează-ți că în sicriu ești tu. La capătul sicriului trebuie să țin un discurs despre tine și în acel discurs nu trebuie să mint, ci trebuie să spun adevărul despre tine, dar lucruri care ți-ar face plăcere să le asculți. Ok. Iau o bucată de hârtie, le spun liceenilor și scrie acolo ce vrei să rostesc la înmormântarea ta. E un exercițiu greu. Îi văd adesea pe liceeni cum se înroșesc, transpiră și spun, e greu, nu pot să mă gândesc la asta. Dar dumneavoastră ce ați scrie pe acel bilețel de hârtie? Ce ați vrea să spun la înmormântarea dumneavoastră? Se spune că într-un sat erau doi frați. Amândoi erau tâlhari, nemernici, erau din calea afară de răi. Și au dat seama că sfârșitul vieții lor se apropie și s-au dus la preotul satului și au spus, părinte, viața noastră se apropie de sfârșit. Și tu știi, ca tot satul, că suntem niște oameni răi. Însă, te rugăm ceva. Atunci când vei rosti cuvântarea de la mormântarea noastră, să spui despre noi că am fost sfinți. Și părintele, după multe negocieri, acceptă această provocare. Unul dintre ei moare și cel în viață aleargă la părinte și spune, preote, îți aduci aminte că am avut o înțelegere. E timpul să vii și atenție, trebuie să spui că fratele meu care a murit a fost un sfânt. Și vine preotul și își drece glasul dulce și duios și începe cuvântarea. Dragi săteni, știm cu toții că cel care este în fața noastră a fost un om rău, a fost ticălos, a fost murdar, a fost un curvar. Însă în comparație cu fratele său care a rămas în viață, a fost un sfânt. Ok, ce vrem să se spună la sfârșitul vieții noastre, astfel încât acele lucruri să fie adevărate și să ne facă plăcere? Cu alte cuvinte, ce vrem să lăsăm în urma noastră? Cu toții scriem o poveste, o carte. Unii suntem la capitolul întâi, alții suntem la ultimul capitol. Asta credem noi. Cine poate să ne garanteze că poate nu suntem la ultima literă din cartea vieții noastre? Și într-o zi cineva va lua cartea vieții noastre, povestea noastră, și va spune, deci Dorin, așa a fost. Când ne gândim la oamenii care au trăit înainte,
De obicei îi asociem cu o idee, cu un fel de a fi. Fie că au fost buni, fie că au fost răi. Dacă vă spun numele Ceaușescu, cu siguranță cu toții vă gândiți la dictator, la comunist. Într-o zi numele meu, numele tău va fi rostit în compania altor oameni, în compania copiilor noștri. Și numele nostru va fi asociat cu o trăsătură, cu o calitate sau cu un defect. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne cerceteze și să ne analizăm viața, astfel încât în urma noastră să lăsăm cărări drepte pentru cei care vin după noi. Pentru că o viață neexaminată este o viață care nu merită a fi trăită. Și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne îndeamnă de atâtea ori să ne cercetăm viețile, să ne analizăm astfel încât în urma noastră să croim cărări drepte. Haideți acum să citim. Vom citi mai multe pasaje din Biblie, din 1 Samuel, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 4 și vom privi la viața lui Eli. Capitolul 2, versetul 27. Scuzați-mă, capitolul 2, versetul 12. Fiii lui Eli erau niște oameni nelegiuiți sau niște oameni răi sau alte traduceri spun erau fiii diavolului. Ei nu-l cunoșteau pe Domnul. Obiceiul preoților față de popor era acesta. Slujitorul preotului venea în timp ce se fierbea carnea la fiecare om care își aducea jertfa și ținând în mână o furculiță cu trei dinți o băga în tigaie, în cratiță, în cazan sau în oală și tot ceea ce era apuca cu furculița preotul pentru sine. În felul acesta făceau cu toți israeliții care veneau acolo la Shiloh. Pe lângă aceasta, înainte de a arde grăsimea, slujitorul preotului venea și îi spunea omului care jertfea, dă pentru preot carnea de fript, căci el va lua de la tine carne, nu va lua de la tine carne fiartă, ci doar crudă. Dacă omul răspundea să arde mai întâi grăsime, iar după aceea vei lua atât cât dorești, slujitorul îi spunea, chiar acum trebuie să dai. Dacă nu dai, iau cu forța. Versetul 17 este intervenția, este cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de această întâmplare. Păcatul acestor tineri era foarte mare în ochii Domnului, pentru că ei disprețuiau darurile Domnului. Versetul 18. Observați, Biblia este o carte care dă speranță. Chiar și în cele mai întunecate timpuri, ca cele de la începutul cărții 1 Samuel, prelungirea cărții Judecători, Dumnezeu are speranță. Versetul 18. Samuel însă slujea înaintea Domnului și copilul acesta era încins cu efod de in. Observați cum Biblia este împletită cu acest fir narrativ al decăderii casei lui Eli, pe de altă parte este ridicarea lui Samuel, speranță. Dumnezeu nici când rămâne fără oameni care să-i poarte numele. Chiar dacă toți creștinii din această lume, prin absurd, ar deveni atei, Dumnezeu își va găsi oameni care îl vor mărturisi pe acest pământ. Slăviți să fie El pentru asta. Apoi, povestea continuă, sunt convins că cei mai mulți știți aceste întâmplări. Dați-mi voie doar să rezum prin cuvintele mele ce se întâmplă. El era un om bătrân și Eli nu mai auzea cuvântul Domnului. În capitolul 3 se spune că al Domnului cuvânt era foarte rar în acele zile. Nimeni nu mai auzea de la Dumnezeu cuvinte. Însă, Samuel dormea în prezența lui Dumnezeu. Și vă amintiți acea întâmplare de frumoasă, probabil că din copilărie o știți, ca și mine, când mama ne citea despre Samuel care a auzit vocea lui Dumnezeu. Samuel, Samuel. Și chiar dacă el era un om care nu și-a îndemnat copiii să îi calce pe urme spre a ajunge spre, în prezența lui Dumnezeu, reușește Eli să facă ceva deosebit. Îi spune tânărului Samuel, dacă o să mai auzi odată aceste cuvinte, du-te și spune, vorbește Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel face asta. Și spune lui Dumnezeu, vorbește că vreau să ascult. Și Dumnezeu vorbește. Însă sunt cuvinte pe care eu n-aș vrea să le aud despre mine. Dumnezeu îi spune lui Samuel să-i spui lui Eli că vine o vreme a judecății mele și acea judecată va fi aspră. Și dimineața Eli îl întreabă pe Samuel, ei, ce s-a întâmplat? Samuel îi spune aceste cuvinte. Și urmează capitolul 4, finalul vieții lui Eli. Este război. Filistenii se luptă cu poporul Domnului.
Filistenii înving poporul Domnului. Israeliții se gândesc că au chivotul, cutia magică, icoana salvatoare. Acel lucru care le aduce victorie instant. Și vin cu chivotul pe câmpul de luptă și se bucură și chiuie și filistenii spun cât că a coborât Dumnezeu la ei, pentru că ce se întâmplă acolo este ceva nemai întâlnit. Și cu toată această gălăgie a chivotului în tabără, Israelul este înfrânt. Și vine vestea la bătrânul Eli. Poporul a fost înfrânt. Cei doi copii ai tăi, Hofni și Fineas, au murit, așa cum a spus Domnul. Și al treilea lucru, chivotul a fost capturat. Se spune Biblia că Eli, pentru că era bătrân și greu, a căzut pe spate și a rupt gâtul și a murit. Și aici se încheie povestea lui Eli. Poveste tristă, dar Biblia este o carte reală, o carte realistă. O carte în care găsim personaje cu lumini și umbre. Biblia nu este o carte doar despre îngeri, ci este o carte despre Eli, o carte despre tine, despre mine, despre oameni care au lumini și umbre. Eli este un om care a sfârșit rău. Haideți un pic să ne uităm la care a fost contextul cultural al timpului în care se întâmplă această povestire din 1 Samuel. Cartea Judecători este cartea care dă tonul spiritual la atmosfera de la începutul cărții 1 Samuel. În Cartea Judecători, dacă mergi un pic mai departe cu slide-urile, există un cerc vicios. Poporul lui Dumnezeu trebuie să stea în victorie sau în libertate. Și Dumnezeu spune, dacă veți rămâne în legile mele, dacă veți asculta poruncile mele, veți fi fericiți. Dar poporul acesta adoptă închinarea idolatră. Și iată-i ajunși în robie, în sclavie. Și acolo în sclavie poporul din Judecători strigă, Doamne, salvează-ne! Și Dumnezeu se îndură și le trimite câte un judecător care se ridică, care adună armată în jurul său și din nou aduce poporul la libertate. Doar pentru o vreme. Pentru că urmează din nou căderea în idolatrie și din nou starea de robie. Și cartea aceasta este ca un cerc vicios care se repetă, numai că acest cerc devine din ce în ce mai adânc. Ultima întâmplare din Cartea Judecători este emblematică pentru timpul de atunci. Spune Biblia că un levit și-a luat o țiitoare, o concubină. Această țiitoare l-a părăsit, a plecat înapoi în Betleem la tatăl ei. Levitul s-a dus să-și recupereze țiitoarea. În cele din urmă o ia și pornește la drum spre casă. Pentru că este noapte, se oprește la un bătrân, înoptează acolo, dar oamenii locului, beniamiții, vin și bat la ușa acestui bătrân și spune, scoate-l afară pe levit pentru că vrem să ne împreunăm cu el. Adică LGBT din Vechiul Testament. Nimic nou sub soare. Însă bătrânul spune, el este musafirul meu, nu vreau să-i fac asta. Uite, am o altă variantă. Eu am o fecioară. Vă dau vouă. Faceți ce vreți cu ea. Și levitul spune, vă dau și pe țiitoarea mea. Luați-le și bucurați-vă de ele. Și dimineața când levitul se pregătește să plece, deschide ușa și își găsește țiitoarea moartă. A fost violată, abuzată până când a murit. O pune pe măgarul său, ajunge acasă și acolo ia un cuțit, o desparte în 12 bucăți, toate mădularele le rupe și le trimite la întreg Israelul. Și urmează un război civil în națiunea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare făcea ce îi se potrivea lui. Fiecare făcea ce îi trecea prin minte. Nici o regulă. Nu era o voce care să spună asta e adevărul, asta e minciuna. Totul devenise relativ. Dumnezeu era ascuns. Dar haideți să facem așa un arc peste timp și să ne gândim la noi astăzi. Oare roata istoriei nu s-a învârtit? Trăim vremuri similare când oamenii gândesc
Și cred că adevărul pe care ei îl dețin este adevărul lor și doar al lor. Dacă pentru tine e lucru bun, just do it. Dacă îți place, dacă te face fericit, go for it. Nu contează. Trăiește clipa. Adevărul este ceva relativ. Adevărul se potrivește la situația în care te găsești tu. Nu mai există cineva care să spună ce-i bine și ce-i rău. Steve Turner este un jurnalist britanic care surprinde într-un mod ironic gândirea postmodernă, gândirea în care ne scăldăm cu toții, gândirea colegilor voștri de la școală, de la universitate, celor din Galați, de la liceu, de la universitate, gândirea comună a timpului în care trăim. El este un creștin și surprinde într-un mod ironic modul acesta confuz în care gândesc oamenii. Spune el așa: noi credem în Marx, în Freud și în Darwin. Credem că totul este ok. Noi credem că sexul înainte, în timpul și după căsătorie este ok. Noi credem în terapie prin păcat. Credem că adulterul este ok, este distractiv. Credem că sodomia este bună. Noi credem că totul se îmbunătățește în ciuda dovezilor contrare. Noi credem că este ceva miraculos în horoscop, în OZN-uri, în linguri îndoite. Credem că Iisus, Buddha, Mohamed sau eu, tu, suntem Dumnezei. Iisus a fost doar un învățător moral, dar morala lui este un pic depășită. Și acum fiți atenți, urmează ironia la cote înalte. Noi credem că toate religiile sunt la fel, cel puțin cele pe care le știm noi. Pentru că toate vorbesc despre iubire și bunătate și diferă doar în lucruri precum creație, păcat, iad, rai, Dumnezeu și mântuire, adică ceea ce este esențial. Noi credem că omul este bun în sine, dar societatea este greșită. Și societatea este greșită pentru că nu sunt condiții bune ca omul să trăiască altfel. Noi credem că fiecare este responsabil să-și găsească adevărul care îi se potrivește. Și realitatea se va mula după acest adevăr. Noi credem că nu există adevăr absolut, excepție face adevărul că nu există adevăr absolut. Noi credem în respingerea crezurilor. Ei, bun venit în Cartea Judecători. Am văzut un video acum, cred că un an de zile, cu studenți din Washington. Și era un reporter creștin care le punea mai multe întrebări. Era acea dezbatere aici în Statele Unite cu privire la toaletele comune, să dispară toaletele pentru bărbați și femei. Și acest reporter întreba studenții: dacă eu ți-aș spune că sunt femeie, tu ce ai spune despre mine? Și studenții, fără excepție, spuneau: dacă tu crezi asta, e ok. Următoarea întrebare: dacă ți-aș spune că sunt în clasa întâi și era un bărbat probabil de aceeași vârstă cu mine, dacă ți-aș spune că sunt în clasa întâi, ce ai spune despre mine? Nu prea arăți a fi în clasa întâi, dar dacă tu crezi asta, e bine. Respect adevărul tău. Și întrebările au continuat până când îți dai seama că aici, la nivelul minții, lumea noastră s-a întors cu susul în jos. Este cartea Romani, capitolul 1, unde Pavel spune că Dumnezeu i-a lăsat să nebunească. I-a abandonat Dumnezeu. Pentru că oamenii iau adevărul de peste tot, iau frânturi de adevăr de oriunde apucă și în mintea lor parcă macină aceste adevăruri și își compun propria rețetă cu privire la ceea ce este bine și ceea ce este rău. Se spune că un absolvent de institut teologic a vrut să se angajeze ca slujitor la o biserică și comitetul bisericii a spus: pentru a fi acceptat trebuie să dai un interviu și acest interviu este simplu, să ne spui doar parabola bunului samaritean. Și tânărul a spus: cu siguranță pot să fac asta. Și a început să povestească. Un om cobora de la Ierusalim spre Ierihon. A căzut între spini și spinii l-au năpădit. După ce a mers un timp, a rămas fără bani și s-a întâlnit cu împărăteasa din Sheba, iar aceasta i-a dat 1000 de talanți. A urcat într-un car și a mers în goană. Când a intrat în pădure, părul i s-a prins de crengile din copac și a rămas atârnat acolo. Și i-au adus corbi, mâncare și apă și până la urmă a mâncat cam 5000 de pâini și cam 2 peștișori. Într-o noapte a venit soția lui Dalila și i-a tăiat părul.
Așa că tânărul a căzut, dar nu a stat mult la pământ, ci s-a ridicat, a început să plouă, a continuat să plouă timp de 40 de zile și 40 de nopți și el s-a refugiat într-o stâncă. După aceea a ieșit din stâncă, după ce s-au potolit apele și a continuat să meargă. A găsit un slujitor care l-a invitat la cină și a spus, nu am haine pentru cină, așa că a mers mai departe până când a văzut-o pe Isabela la fereastră. Și a spus slujitorilor, aruncați-o pe Isabela de la fereastră. Și a aruncat-o odată și a spus, mai aruncați-o odată. Și a aruncat încă o dată pe Isabela. Și a aruncat-o de 70 de ori câte 7. Iar la sfârșit au ridicat 12 coșuri cu firimiturile ei. Și acum se pune o întrebare, a cui soție va fi ea la învierea dintre cei morți? Această întâmplare ilustrează gândirea noastră, gândirea postmodernă, confuzia din mintea oamenilor. Adevărul este compus de fiecare. Fiecare face ce vrea el. Vreau să vă prezint un studiu pentru a înțelege care este generația pe care noi trebuie să o păstorim. Tim Elmore este un sociolog contemporan care găsește că sunt 5 generații care trăiesc concomitent în această perioadă. Sunt constructorii, cei care s-au născut între anii 1929 și 1945. Și paradigma vieților sau motoul lor este acesta. Fii mulțumit că ai o slujbă. Probabil că aici sunt bunicii, părinții noștri. Bunica mea a fost din această categorie. Și atunci când am intrat la liceu, m-a întrebat, Dorin, ce-i cu tine? Ai luat la liceu sau nu? Și am spus, da, bunica, am luat la liceu. Bine că te-ai prins undeva, bunică. Nu contează unde, bine că ești înscris undeva. Pentru că aceștia sunt oamenii care au trăit fără servicii și viața lor era extrem de grea. Apoi urmează boomer și după al doilea război mondial s-au născut foarte mulți copii pentru că populația masculină, în special, s-a împuținat și motoul acestei generații este îmi ești dator. Cu alte cuvinte, lucrurile trebuie să fie concentrate pe mine. Urmează apoi generația mea, 1965-1982, fii în relație cu mine. Pentru noi este important mai mult decât să-mi ofer ceva, să fim în relație, să povestim, să stăm de vorbă. Dacă cineva din prima generație ar găsi pe doi stând la o cafea și povestind, ar spune, n-aveți timp să faceți asta, treziți-vă, sculați-vă. Tot bunica mea, despre care să mă povestesc astăzi, spunea, este ora 6, trezește, dar de ce să mă trezesc? Pentru că trebuie să trezești. Și acum dacă m-am trezit, ce am de făcut? Nimic. Doar trebuie să te trezești, ok. Pentru că pentru noi este important să fim în relație, pentru ea era important să muncești, să trăiești viața intens. Apoi urmează generația milenianilor, cei născuți până în anul 2000, și pentru ei viața este un restaurant cu autoservire. Ei își compun viața din ce vor ei, își adună informații de peste tot și ei sunt stăpânii vieților. Și ultimii sunt generația Z sau nativii sau I-generation și aceștia au un motto în viață foarte trist, fac față și sper. Pentru că viața lor este foarte influențată de social media, de tot ce înseamnă internet, își compară viața cu perfecțiunea pe care o văd ei în mediul online și atunci când se uită la ei, văd că e o distanță mare între cine sunt ei și toți ceilalți. Haideți să uităm acum la cum arată mentalitatea, gândirea celor din generația aceasta. Următorul slide povesti despre asta. Pentru cei mici, viața este viteză. Și în mintea lor se traduce așa, că dacă lucrurile merg încet, înseamnă că ceva e rău. Știți, când telefonul se înțeapă și merge încet, copiii spun, m-am plictisit, vreau altceva, vreau un telefon care să răspundă mai repede. Așa gândesc ei. Apoi, viața este confort și o consecință a acestui lucru este că e greșit când lucrurile merg încet. Apoi, viața trebuie să fie divertisment și pentru ei e rău să fii plictisit. Cei care aveți adolescenți pe acasă, probabil că auziți frecvent acest refren. M-am plictisit. M-am plictisit, dăm ceva de făcut, dăm voie la telefon, dăm voie să folosesc internetul, m-am plictisit, este un refren al lor. Protecție, e periculos să riști, drepturi. Noi în comunism știam că doar Ceaușescu are drepturi, ei acum știu că au drepturi și pentru ei e greșit să muncești. Câte vreme muncesc părinții, de ce să muncim și noi? Nu cei din biserica dumneavoastră, ci ceilalți.
De ce e important să ne uităm la toate aceste lucruri? Pentru că fiii lui Isahar, se spune în Vechiul Testament, cunoșteau timpurile. E important să cunoaștem generația pe care noi o păstorim, cei care vor veni pe urmele noastre. Trebuie să-i cunoaștem. Trebuie să știm cine sunt, trebuie să știm ce este în mintea lor, cum gândesc, cum traduc ei lucrurile. Dacă ar fi să punem 5 generații în jurul unei mese și le-am dat un subiect de discuție, ar fi foarte interesant să vedem ce spune cineva de 80 de ani, cineva de 60, cineva de 40, cineva de 20 și așa mai departe. Pentru ei noi trebuie să croim cărări drepte. În Galați avem un club de after school pentru copiii din orașul nostru care nu aparțin bisericii noastre. Și e o oportunitate uriașă pentru a sluji comunității gălățene, părinților, purtând de grijă copiilor de la ora 12 până la ora 5 și 6. Și mi-amintesc de un băiețel care pur și simplu nu asculta de niciun profesor. Și profesorul mi-a spus, Dorin, trebuie să ai un dialog cu acest băiețel. Nu o să-i dau numele pentru că vreau să rămână privat. Și m-am întâlnit cu el. Am închis ușa la camera unde eram noi doi, am pus un scaun lui, mi-am luat eu un scaun și am spus, te rog să-mi spui ce nu-ți place, de ce ești așa. Și a început să plângă într-un mod extrem de sincer, cu lacrimile în barbă, și mi-a spus, sunteți niște oameni răi. Voi nu mă lăsați să fiu independent. Voi puneți reguli. Eu nu am voie să accesez calculatorul aici decât atunci când îmi dați voi libertate. Eu vreau să ies afară oricând vreau eu, pe stradă. Și voi sunteți niște oameni răi. Eu vreau să fiu independent. Și lacrimile curgeau. Vreau să fiu independent. Vreau să fiu independent. M-am uitat la el și am zis, asta este strigătul unei generații care își caută identitatea. A continuat să spună, voi sunteți doar niște copii în trupuri de adulți. Eu vreau să fiu independent. Și bineînțeles că discuția a fost foarte interesantă. I-am dat un proiect de făcut să-mi arate că este independent și chiar mi-a arătat că știe să fie independent, dar este mult mai bine să fie independent în niște granițe, în niște limite. Un alt lucru pe care vreau să-l spunem aici la povestea lui Eli este că Dumnezeu se așteaptă ca el, Eli, ca noi, care trăim în timpuri similare, să păstrăm standardele înalte. Să păstrăm standarde. Vedeți, Dumnezeu nu i-a spus lui Eli, înțeleg situația, am văzut care e confuzia din mintea voastră, am văzut că judecătorii voștri nu și-au făcut treaba. E în regulă, copiii tăi vor fi bine și tu vei fi bine. Dumnezeu nu spune asta. Pentru că ați disprețuit darurile Domnului, Dumnezeu vă pedepsește. Dumnezeu judecă. Dumnezeu ceartă pe Eli, spunându-i pentru că m-ai disprețuit în fața copiilor tăi, vei fi pedepsit. Trăim vremuri în care ni se spune să fim toleranți și e bine să fim toleranți. Însă trebuie să avem și curajul să păstrăm standarde înalte, să păstrăm sfințenia pe care o lasă Scriptura pentru viața noastră a fiecăruia. Biserica trebuie să continue să fie biserică în orice context suntem, oricât de rele sunt timpurile în care trăim. Dumnezeu se așteaptă ca noi să păstrăm standardele la fel de înalte ca atunci când timpurile erau diferite. Da, vremurile sunt grele, secularismul pătrunde cu agresivitate în mintea copiilor noștri, însă Dumnezeu vrea ca biserica să fie curată. Biserica să aibă standarde înalte. Chiar dacă lumea este decăzută și oamenii fac tot felul de lucruri rele, tu și cu mine suntem chemați ca în această lume să fim lumini, să strălucim în întunericul acestei lumi, să fim văzuți de departe ca fiind diferiți decât ceilalți. Doamne, ajută-ne la asta! Biblia spune în Noul Testament că noi suntem mădulare unii altora și Dumnezeu a dat fiecărui credincios daruri. Tu ai un dar, Dumnezeu ți-a dat ție un dar. Fiecare de aici are un dar, cel puțin un dar. Și acest dar este dat spre folosul bisericii. Nu disprețuiți darurile Domnului. Nu abuzați de faptul că suntem creștini. Nu abuzați de calitatea de a fi copil al lui Dumnezeu. Să nu ne jucăm cu focul. Onorează-L pe Dumnezeu mai mult decât
pe oamenii din jur. Doamne, dă-ne putere pentru asta. Ca în orice context, noi să ducem acest steag al biruinței. Dacă a fost greu pentru părinții noștri, acum poate este altfel, dar este la fel de greu pentru noi. Pentru cei care au luptat cu sistemul comunist, a fost o luptă grea. Tatăl meu a fost pastor în perioada aceea și mi-amintesc luptele lui. Ba chiar mai mult, după moartea lui, am putut să aflăm mai multe informații despre luptele pe care le avea de dus pentru a ține standardele înalte. Acum este libertate. Însă acum ideile sunt mai subtile. Consecințele ideilor se vor vedea în timp. Și în aceste vremuri, Biserica lui Iisus Hristos trebuie să rămână biserică. Amin? Să păstrăm aceste standarde înalte. Și un ultim lucru pe care vreau să-l spun este să croim cărări drepte în urma noastră. Dacă cineva te-ar urma pe tine, dacă ar gândi ca tine, dacă s-ar purta ca tine, cum ar fi acea persoană? Dacă cineva ți-ar spune, fii atent, calc pe urmele tale, te simți confortabil cu acest lucru știind că cineva te urmează pas cu pas și acolo unde ești tu va fi ea mâine? Să croim cărări drepte cu picioarele noastre. Mi-amintesc de bunica mea. A avut mulți nepoți. Doar noi am fost 10 copii. Ne-am mutat în orașul Galați, dintr-o comună destul de aproape de orașul Galați. Și bunica s-a mutat după un timp cu noi. Avea camera ei, spațiul ei privat. Și pentru că era singură, ne invita din când în când pe noi, nepoții, să mai stăm cu ea în cameră. Pentru că singurătatea aduce neliniște și suntem ființe sociale. Și mi-am amintesc cum bunica bătea la geamul sufrageriei noastre și spunea, veniți cu mine, faceți-vă temele la mine în cameră. Va fi bine. Și din când în când îmi venea mie rândul să mă duc. Și îmi luam caietele, cărțile și mă duceam la bunica în cameră. Ce frumos era la bunica în cameră. Mai țineți minte? Bunica spunea, uite, asta e masa, așează-ți cărțile, este scaunul și începe să lucrezi. Și asta făceam. Era liniște. Se auzea doar ticăitul ceasului în perete. Parcă traversam un timp. Mă cufundam în acea liniște a bunicii. Și în timp ce îmi făceam temele, bunica făcea de fiecare dată un lucru. Citea Biblia. Era trecută de 80 de ani și nu mai purta ochelari. Avea o Biblie mai mică decât cea pe care o am eu. Și o citea. Și o știa pe de rost aproape. Citea psalmi. Și după un timp de citit Biblia, o așeza și începea să se roage. Și se ruga cuvântul lui Dumnezeu și se ruga pentru toți copiii, pentru toți nepoții. Dar, frați și surori, era ceva special din prezența lui Dumnezeu în rugăciunea ei. Atunci când bunica se ruga, chiar dacă făceam temele, simțeam prezența Duhului Sfânt în acea încăpere. O auzeam cum se ruga pentru mine. O auzeam cum vorbea în alte limbi. O auzeam cum îl adora pe Iisus Hristos. Și deși era trecută de 80 de ani, avea o pasiune fierbinte pentru Hristos. Acele clipe au fost primele clipe când am experimentat dulceața prezenței lui Hristos. Se ruga mult. Câteodată seara mă ruga să rămân peste noapte cu ea. Era mic, mă așeza la pat, mă învelea cu grijă și ea continua să se roage. Se ruga până când adormeam. Și când eram între starea aceea de treaz și somn, îmi spunea, deschide gură pentru că vreau să-ți dau o bomboană. Și până să-mi dau seama, simțeam cum bomboana mi-a intrat în gură. Dar bomboana aceea era deja caldă și mestecată de ea. Era bomboana aceea cu mentosane. Și fără să am reacție, fără să am capacitatea să reacționez, trebuia să duc misiunea la capăt. Terminam bomboana. Asta este partea aceea mai distractivă din poveste. Însă mi-amintesc că în 1986, într-o dimineață de martie, bunica era fericită. Era mai fericită decât oricând. Fața ei era plină de fericire, radia. Niciodată n-am văzut-o pe bunica așa de fericită. Și am mers la tatăl meu și a spus, Iacobe, ca să o chema pe tata,
Vreau să spun ceva. În dimineața asta, la marginea patului meu, a venit un înger de la Dumnezeu și mi-a spus că vine Iisus să mă ia acasă. Și a început să-L laude pe Dumnezeu. Și peste două zile, bunica a plecat la Domnul. Și noi am celebrat faptul că Iisus a venit și a luat-o pe bunica acasă. Și acum când mă gândesc la bunica mea, mă gândesc la acea persoană care a croit cărări drepte. Pentru părinții mei, pentru tatăl meu, ea a fost un reper. Ea a fost persoana care nu doar i-a spus vorbe, ci a fost persoana care a trăit, care a întrupat prezența lui Dumnezeu. Pentru mine, acele momente de liniște din camera ei sunt momente unice. Ea a croit cărări pe care au mers părinții mei. Momente grele, mi-am gândit că tata spunea, atât de mult mi-aș dori să mai trăiască mama, să știu că se roagă pentru mine. Și părinții mei au urmat această cale. Mi-am gândit că mama mea, în perioada comunistă, ducea lupta aceea de a aproviziona casa cu pâine. Pentru că, probabil că știți, unii dintre dumneavoastră era pâinea aceea la cartelă, la rație. Și noi nu aveam buletin de oraș. Era o aventură ca în fiecare zi să cumpere pâinea cea de toate zilele. Și mi-amintesc rugăciunea mamei. Eu auzeam cum se închidea în cameră și plângând striga spre Dumnezeu, Doamne, dă pâine copiilor mei astăzi. Și Dumnezeu asculta rugăciunea. De multe ori vânzătoarele spuneau, Doamna Dumitrașcu, știm că aveți mulți copii, luați mai multă pâine și duceți acasă. Acum e timpul meu. Acum eu sunt cel care trebuie să croiesc cărări pentru cei care vin după mine. E timpul tău acum. Cum trăim noi viața? Dacă ar fi să facem o recapitulare a vieții lui Eli, următorul slide o să spun despre ce ar scrie pe piatra funerară a lui Eli. Numele său este Eli, meseria preot, vârsta 98 de ani, cauza morții și-a rupt gâtul când a auzit că a fost capturat chivotul lui Dumnezeu. Ce a rămas în urmă? Fără moștenitori. Ce se va spune despre mine? Ce se va spune despre tine? Care sunt cărările pe care le lăsăm, le croim în viața noastră? Care sunt obiceiurile pe care le deprindem și pe care le lăsăm moștenire generațiilor care vin după noi? Dumnezeu vrea să ridice oameni, băieți, bărbați, fete, copii care să croiască cărări drepte într-o lume murdară. Într-o lume fără speranță, Dumnezeu ridică bărbați și femei. Amen? În orașul Galați din care vin nu există speranță. Oamenii spun, plec din acest oraș. Este foarte ciudat că până și fostul primar al orașului Galați a ales să se mute la Brașov și când a plecat a spus, nu am ce să mai fac în acest oraș pentru că nu este speranță. Și am fost revoltați, ai fost primar un mandat, asta pot să spun eu, altcineva, dar nu tu. În acel oraș, fără speranță, Dumnezeu mă cheamă pe mine să croiesc cărări drepte. Mă cheamă Dumnezeu pe mine să investesc în împărăția Lui, să fac numele Lui cunoscut, astfel încât după ani de zile oamenii să știe că există un Dumnezeu viu, un Dumnezeu care nu este o poveste, ci un Dumnezeu experimentat, trăit, palpabil. Dumnezeu care are de face cu interiorul individului. Vreau să închei cu versurile cântării Drepte căi spre cer, cântată de grupul Continental cu mulți ani în urmă. Vedem în lume azi doar necaz și ură, tot ce auzim în jur e murdar și e trist. Sunt mulți și ce afirmă pământul e aproape sfârșit, căci tot ce avem se sfarmă în zgură, ce a fost bun a pierit. Pământul are legi ce se cer văzute, dar noi uităm ades de legea din suflet, și încercăm din greu o viață mai bună să avem, dar nu vedem cât de departe suntem de adevăr. De aceea vreau cu tot ce sunt să stau ferm în al său cuvânt, să-l urmez pe el într-o lume a disperării. Aș vrea să las în urma mea pentru cei ce îmi vor urma drepte căi spre cer într-o lume a disperării. Da, drepte căi spre cer într-o lume a pierzării. Dumnezeu să ne ajute să lăsăm cărări drepte în urma pașilor noștri.
Amin.